Wow, fetelor! Doar priviți ce grozav e aici! Bună, fetelor! Vom studia împreună! Propun să ne alegem paturile! Eu îl iau pe cel de jos! Desigur! Iar eu îl iau pe cel de sus! Se pare că mi-am uitat valiza jos! Cum s-o ridic? Cred că e timpul pentru niște vrăji! Vino la mine, perinuța mea! Și acum restul! Minunat! Mai rămâne pătura! Cu ea am puțin de lucru! Vino aici! Încă puțin! Și... Vai! Vai! Se pare că am exagerat! Uf! Râdeți cât vreți, fetelor! Eu măcar mi-am decorat patul! Timpul să despachetez și eu! Să vedem! Ups! Cât timp am înotat, mi s-a udat complet valiza! Ce să mă fac cu lucrurile? Cred că te pot ajuta! Stai un moment! Lucrurile tale vor fi uscate imediat! Oh, mulțumesc! Dar mi se pare că ceva arde aici! Am o gaură imensă în caiet! Încetează! Vai, se pare că m-am distras puțin! Mi se întâmplă des! Am observat că aici nu sunt deloc plante! Timpul să facem o schimbare! Adăugăm câteva flori! Am zis câteva! Creșteți prea mult! Opriți-vă! Ajunge! Intrați înapoi în valiză! Veți sta acolo până veți învăța cum să vă purtați! Momentan veți locui sub pat. Ups. Timpul să despachetez și eu. Știindu-mi temperamentul, mereu iau la mine ce e necesar. Dar ce faci cu un extintor? Vai! Nu vă panicați! Știu ce e de făcut în asemenea situații! Voi corecta totul! Și... așa e mult mai bine! Nu acordați atenție detaliilor! Important e că incendiul a fost stins! Patul meu e minunat! Moale precum un norișor! Al meu arată mult mai bine decât înainte! Și eu mi-ador noul pat! Iar al meu e cel mai drăguț! Caracatițele astea îmi vor aminti de mare! Să ne uităm pe orar! Care e prima oră? Legile magiei! Timpul să ne adunăm lucrurile și să mergem în clasă! Fetelor, nu întârziați! Prima oră, ce interesant! Sunt deja pregătită! Mai rămâne să-mi iau rucsacul! Ne vedem la cursuri, fetelor! Deci, Monica, ești pregătită? Nu vom întârzia în prima zi! Oare ce prof vom avea azi? Și ce vom face? Bun venit la școala de magie! Eu sunt minunata și magica voastră profesoară! Sper că sunteți gata de oră! Dar mai întâi să vedem de ce sunteți în stare! Jess, la tablă! Eu? Sigur! Dar nu vreau! În fine! Arată-ne ce știi să faci! Haide! Ce știu?
Imediat! Priviți! Voi controla aceste pule! Ba, pot chiar jongla cu ele! Le pot ridica sus? Vai, nu atât de sus! Se pare că au scăpat de sub control și vor cădea! Vai, de ce ai făcut asta? Ups! Mai ai multe de învățat? Ia loc! Să vedem ce știi să faci tu, Grace! Sunt pregătită! Haide, uimește-ne! Yeah! Voi face o mică tornadă! Uite așa! O pot mări puțin? Nu-i rău, nu-i rău! Dar cred că e îndeajuns! Grace, ajunge! Oprește-o până nu dă peste cap toată clasa! Dar nu o pot opri! Nu mă ascultă! Păzea! Ups! Grace, oprește-o! Ups. Cred că eu plec! Încotro! Nu am terminat cu tine! Încotro! Haideți să vă arăt și eu ce pot! Încep cu ceva simplu! Nu-i rău! Poate ceva mai complicat? Se poate și ceva mai complicat! Ce ziceți de asta? O inimioară înflăcărată! Dar poate fi într-adevăr fierbinte! Aveți grijă! Vai, prea târziu! Acum semănați cu un toast ars! Gata, am ajuns la capătul răbdării! Eu plec! Și eu vreau să arăt ce pot! Haide, oricum nu se poate mai rău! Yeah! Imediat! Încă puțin! Cred că mai bine mă îndepărtez până nu e prea târziu! E minunat! Ce frumusețe! Incredibil! Ce? Și ce mai sunt și tufișurile astea? De ce se târă spre mine? Lăsați-mă în pace! Nu se mai poate așa! Sophie, încotro! Încă nu v-am dat drumul! S-a sunat! Noi plecăm! La revedere! Pe ora viitoare! Da, trebuie să plecăm! La revedere! Fetelor, stați! Dați-mi drumul! A fost prima zi de școală? Eu cred că am fost la înălțime! Am o idee! Haideți să dăm o petrecere în cinstea zilei de azi! Puțină strălucire! Un glob de disco e minunat! Și încă nu am terminat! Aici e și muzica! Acum ne putem distra! Și gustările? Ce poate fi mai bun decât niște vată de zahăr? Cam plicticoasă, dar trebuie să o corectez puțin. Așa e mult mai bine! Yeah! Wow! Cred că avem nevoie de băuturi! Abracadabra! Niște cocktailuri dulci și colorate pentru cele mai grozave fete! Serviți-vă! Fetelor, și eu am ceva! Popcorn! Îl voi pregăti numai decât! Câteva secunde și... Vai! Explozie de popcorn! Cred că am exagerat! Nu-i nimic! A fost haios! Cât gunoi! Și ce duhoare! Și asta ce mai e? Un băianjen? Doamne, cum a ajuns aici? Gata! Până aici! Fetelor, voi îndrepta totul! Priviți aici! Minunat! Caietul meu preferat! Și desigur, pixul! Așa, facem câteva variante. Uite așa, încă puțin aici, acolo. Ultimul retuș! Da! Planul camerei noastre este gata! Ce ziceți, fetelor? Știu că sunt un geniu! La treabă!
Vom reîmprospăta camera. Adio gunoi, adio mizerie. Oh, câți ani nu au făcut curat aici? Vom transpira puțin. Rezistați, fetelor. Uite așa. Camera noastră e perfect curată acum. Ce v-ați face fără mine? Hei, ce face Sofia acolo? E cumva un sac de semințe? Ce semințe neobișnuite! Ce va crește din ele? Cred că vom afla în curând. Desigur, nu tot deodată. Natura nu iubește graba. Wow, vedeți și voi asta? Din semințele magice a crescut un pat de lemn! Bună treabă, Sophie! Iar Monica între timp face ceva important. Cu ajutorul puterilor dă foc unor bețe de fier. Wow, ce tare! Da, un așa instrument la degetul mic e foarte util. Bună treabă, fetelor! V-ați străduit! Și unde e Jess? Oh, uite-o! A adus aici vana? Se pare că cineva iubește prea tare apa. Jess, trebuia să te gândești la fete. Cum o să trăiască în parcul acvatic? Oh, cât de obosită sunt! Cine s-ar fi gândit că vana e așa de grea? În fine, timpul pentru puțină magie. Wow, și Sophie ce plănuiește să facă? Nu contează, e așa frumos! Se pare că fără magie nu se poate. Timpul pentru puteri! Ce forță! Bravo, Sophie! Te-ai descurcat grozav! Acum e rândul meu! Pornim! O pensulă ție, una ție... Monica, asta e a ta! Și asta e a mea! Tare! Fetelor, să ne vopsim cu ibușorul! Nu mă gândesc prea mult la culoare! Desigur că mi-ale culoarea favorită, verdele! Oh, doar priviți ce nuanță grozavă! Minunată! Începem să vopsim! Deja îmi imaginez ce pat frumos voi avea! Da, e minunat! Desigur că aleg cea mai grozavă culoare, albastrul! Culoarea mării! Oh, da! Ce frumusețe! De-abia aștept să... Ce? Ce? Vopseaua s-a terminat? Nu se poate! Ce trist! Deși am o idee! Ce tare e să poți controla apa! Cu totul altceva! Oh, ce culoare frumoasă am ales! Se aseamănă cu culoarea cerului! Ce frumos! Te prinde! Oh, da! Patul meu va fi incredibil! Fetele mă vor invidia! Cine se mai poate lăuda că doarme în cer? Ah, ce tare! Timpul să fac un pat cu adevărat încins! Exact cum îmi place! Oricum ai da-o, roșul e cel mai tare! Oh, cât mai am de vopsit! Am o idee! Uite așa! Minunat! Iar fetele se pot chinui în continuare! Se pare că am terminat de vopsit! Doar priviți ce culori grozave! Cât de tare! Patului îi lipsește clar ceva! Oh, da, știu ce! Mai multă verdeață! Ah, ce minunat! Dar mai e nevoie de ceva! Da, acum e mult mai comod! Mă pot odihni cum se cuvine! A,
Ce? Jess, e totul bine? Pierar, ce stupiditate! Mă încălcesc mereu! Fie, e timpul să-mi decorez cuibușorul! Uite așa! Și așa! Super! Dar ce sens are vana fără apă? Acum e complet altceva! Vreau doar să mă întind și să mă relaxez! Să nu fie ăsta locul perfect pentru odihnă? Aș putea sta aici toată ziua! Ce tare! Și eu la ce să mă gândesc? Oh, cred că mi-a venit o idee genială! E timpul pentru puțină magie! Nu e grozav? Mai că uitasem! Bum! Acum e și mai încins! Cu cât mai mult foc, cu atât mai bine! Uite așa! Avem nevoie de cărbuni! Îi punem aici! O, cărbunii mei preferați! Și acum îi încingem bine! Și perna mea e gata! O, sper să visez lavă! Monica, nu-i rău! Dar am ceva mai interesant! Desigur, cum se poate fără perdele? E așa comod și frumos! Minunat! Mă scuzați, dar eu pot dormi doar pe norișori! Sunt atât de moi și comozi! Da, cred că doi sunt îndeajuns! Și asta ce mai e? Wow, un curcubeu! Ce drăgălășenie! Și aranjăm totul cu grijă? Și acum mă pot odihni! Fetelor, camera voastră renovată arată minunat! Ce-a mai născut și Sophie? Wow, ce struguri copți apetisanți! Da, o gustare e binevenită acum! Ce fluturaș frumos! Se pare că fluturașul i-a șoptit o idee! Uimitor! Sophie și-a făcut locșorul comod până și mai comod! Mai bun decât o dimineață în natură e doar un picnic în natură, așa-i? Ce struguri delicioși! Sophie, suntem cu toții invidioși! Și asta ce mai e? Se pare că e Jess! Și caută pe fundul mării pentru a găsi ceva interesant! Ce tare e aici! Jess a observat ceva! Steluțe de mare! Și scoici! E o întreagă comoară aici! Ce comod e să ai oricând acces la mare! Chiar prin vana de acasă! Uitați ce bine se potrivesc scoicile și steluțele! Se pare că Jess are o idee! Timpul pentru magie! Uimitor! E o meduză! Jess, ce faci cu ea? Wow, poți să nu ne explici! Luminează atât de frumos în întuneric! E o priveliște de neuitat! Oh, se pare că Monica s-a gândit și ea la ceva! Wow, ce lampă grozavă! Bună treabă, Monica! Și ce face Grace? Se pare că și ea are o idee interesantă! Wow, ce se petrece? Oh, Grace a decis să ia fulgere? Da, de ce să nu decoreze cu ele? Toate fac asta, nu? Oh, ce locșor minunat mi-am făcut! Deși, mai bine zis, mi-am crescut! Iar colțișorul meu mi-amintește de mare! Ce tare! Mini-camera mea mi se potrivește perfect! Nu e niciun loc mai bun să iau foc! Și
Ce ziceți de colțișorul meu de rai? Nu e minunat? E totul atât de proaspăt și aerat? Bună ziua, aici sunt băuturile dumneavoastră. Ce s-a întâmplat aici? Sunteți vrăjitoare? O, nu! Ce haios e! Nu, nu suntem vrăjitoare, suntem magiciene. Se pare că ne-a adus ceva. Luați cocktailuri, fetelor. Oh, da. Acum voi gusta. E delicios. Wow, mor de sete. Nici eu nu refuz. Și culoarea îmi place. Oh, da, e delicios. Și asta ce înseamnă? Și eu ce? Mama, vreau acasă. Pentru început trebuie să ne scăpăm de gunoi. De unde sunt atâtea chestii inutile aici? Nu aș fi crezut vreodată când voi folosi superputerile la curățenie. Pot chiar muta și paturile. Dar nu e de ajuns. Important e să ne scăpăm de tot restul de gunoi. Și mă descurc perfect cu asta. Ce punct al planului urmează? Partea ta, Lily. Cu plăcere. Voi planta în pământul ăsta minunat niște semințe la fel de minunate. Iar eu le voi uda. Apropo, cu apă magică. Acum din semințe va crește un pat adevărat. Priviți ce frumos e! Și trainic! Tare! Dar un pat nu e îndeajuns. Trebuie să-l facem rapid pe al doilea. Cu asta se vor descurca superputerile mele de foc. Gata! Acum avem două superpaturi. Fetelor, e momentul să trecem la culori! Ce activitate calmantă! Plantele astea mă încurcă din a vopsi. Oribil! Ce murdărie! Vopseaua trebuie să acopere asta. Trebuie să ne iasă super! Fetelor, să nu uităm că trebuie să ne urcăm la etaj. Și scara trebuie vopsită. Eu chiar ador activitatea asta! E mai tare să te urci la etaj cu ajutorul puterilor. Apropo, nu uitați să vopsiți etajul la fel ca partea de jos. Arată minunat! De acord! Ce pat tare iese! Fetelor, bravo nouă! Am trecut de prima etapă! Acum trebuie să ne ocupăm de comoditate. Mai exact, trebuie să facem paturile moi și comode. Și nu ar deranja niște decorații florale. Ce minunăție! Toți ar trebui să înțeleagă că florile sunt cele mai bune prietene ale omului. Pe lângă că pot face decorațiuni frumoase, se pot face și pereți țepeni ca nimeni să nu te deranjeze când dormi. Minunat! Mă simt ca în mijlocul naturii! Lily, dacă ai terminat, timpul să mă ocup de partea mea de pat. Nu-i nimic mai moale decât un orișor alb și pufos. Trebuie doar să-l întind pe tot perimetrul. Deja arată foarte comod. Și să-i adaug puțină lumină. Ce frumusețe! Parcă aș sta pe un orișor adevărat. E magie adevărată!
Eu mi-am adus păturica și pernuțe, dar nu suficiente. Va fi perfect când voi adăuga și o piscină. Lucy, mă poți ajuta? Am nevoie să sufli. Ușor! Ce nu faci de dragul prietenilor? Mulțumesc mult! Mai rămâne doar să umplu cu apă. Cu plăcere! Perfect! Patul meu e acum mai haios! Nu-i nimic mai grozav decât să stai în piscină! Cred că toți sunt de acord cu mine! Mai ales când ai și niște rățuște drăguțe pe lângă! M-am săturat! Lucy, am nevoie din nou de ajutorul tău! Usucă-mă! Ok! Vai! Mersi mult! Thank you! Nu mă mai deranja! Meditez! Nu e nimic mai comod decât o păturică și niște perinuțe roșii! Și între timp mi s-a făcut foarte foame! Cred că știu ce voi mânca azi! Pentru început am nevoie de un foc de tabără! Nu vi se pare că se făcuse cam frig aici? Voi prăji cele mai delicioase bezele pe focul ăsta! Ador bezelele! Fetelor, urați-mi poftă bună! Ceva lipsește! E nevoie de mai multe detalii! De exemplu, flori! Se potrivesc perfect cu restul decorului! Și e nevoie de mai multă lumină! Și mie mi s-a făcut cam foame! Are cineva ceva împotrivă dacă va crește un portocal lângă paturile noastre? Wow! Eu sunt de acord! Wow! Tare! Ador portocalele! Mai ales că sunt o alegere bună pentru prânz! Eu mănânc doar mâncare vegetală! De acord cu Lily! Nici mie nu mi-ajung câteva detalii! Cred că niște decorații în roșii sunt perfecte! Acum chiar mă simt ca acasă! E așa comod și frumos aici! Dar mai am nevoie de lumină! Acum e perfect! Și mie îmi lipsește ceva! Chiar! Ce mai, peștișorule? În curând voi face un grătar din tine! Nu te îngrijora! Nu te dau maniacului ăstuia! Hei! Unde e peștele? Ce mai mănânc acum? Acum am un prieten! Și-l voi numi Nemo! Cu el lumea mea acvatică va fi mai calmă! Ce să mai adaug? Știu! Am nevoie de puțină intimitate! Am nevoie de perdele! Așa pot avea sentimentul de singurătate cu mine însămi! Și desigur, e nevoie de puțină lumină! Frumusețe! Iar eu am nevoie de mai mulți prieteni norișori! Voi rezolva asta rapid! Cred că asta nu e tot! Printre norișori se potrivește perfect un curcubeu! Cine nu adoră curcubeul? Nu există asemenea oameni! Ce minunăție! M-aș uita la el veșnic! Fetelor, aveați dreptate! Și eu am nevoie de perdele! Cu ajutorul lor pot face să pară că într-adevăr stau pe norișori pe cer! Mai rămâne să adaug puțină lumină! Ce părere aveți? Eu zic că e grozav!
Fetelor, dacă am terminat, haideți să facem o discotecă, să sărbătorim! Chiar suntem cele mai tari! Wow! Și eu aduc ceva la petrecere! Știu ce! Îmi iese un super tort! Mai rămâne un singur detaliu! Wow! Tort! E exact ce-mi trebuie! Ce zi mai e și asta? Unde-mi tot dispare mâncarea? Fetelor, am adus tort! Haideți să-l înfulecăm mai repede în cinstea noilor noastre paturi! Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Delicios! O, ce aromă! E foarte bun, dar nu mi-ajunge o felie! Ce bine că Lily mai are! Hei! Jess, cum ai îndrăznit să-mi fur tortul? Credeam că nu ne vom mai certa, dar tu m-ai obligat să o fac! Cum ai putut? Hoațo! Ai distrus tot! Nu ți-e rușine? Eh, trebuie să începem de la zero.